Ei bine, dragii mei, clipul de astăzi va fi un fel de, nu știu, favorite sau vorbim despre electrocasnice, mai bine spus. Am ținut să fac clipul ăsta să vă povestesc așa din experiența mea de la mine acasă și de femeie măritată, Dumnezeule, cum se treaba cu acest termen. Electrocasnice, electrodomestice, cum le numește fiecare. Voi structura clipul în, cred că, trei părți. Prima oară voi vorbi despre favoritele mele, după care chestii pe care mi le doresc să le aduc în casă și mai apoi o să vă vorbesc despre alegeri pe care a trebuit să le fac când vine vorba despre electrocasnice, gen ce tip de aragaz folosesc și așa mai departe, care îmi place mai mult și cum a stat treaba în ceea ce privește acest gen de alegere. Asta fiind spuse, nu mă voi lungi prea mult cu acest gen de clip pentru că vreau să fiu scurtă și la obiect, să vă povestesc așa din experiența mea de, repet, femeie măritată, mămică ce sunt, cum se treaba în ale electrocasnicilor, electrodomesticilor, chestiile astea care până la urmă ne fac viața mai ușoară. Așa că intrăm în pâine și încep cu favoritele mele. Nu voi vorbi, de exemplu, despre mașina de spălat, foarte vag așa, mai la sfârșit vă voi povesti, dar nu pot să zic, favoritul meu e frigiderul, pentru că, hello, astea sunt chestii basic pe care practicamente în momentul de față cam toată lumea le are în casă, frigider, mașină de spălat, aragaz, chiuvetă, mai știu eu, chestii din astea. Esențiale, să spun așa. Eu voi vorbi astăzi de ceva în plus. De exemplu, robotul de bucătărie. Pe primul loc îl pun pentru că, Dumnezeule, de când îl am, mi-a schimbat viața. E un fel de Thermomix de la Lidl și chiar mă uitam în catalogul de la Lidl săptămâna asta, cred că a fost luni. L-au băgat și în România, în Lidl-urile din România. Nu știu cum se treabă pe acolo, pentru că, de exemplu, în Spania, când îl bagă, e frenezie mare, stă lumea la coadă, nu mai se prindă unul. Ei bine, eu l-am primit, cred că, de Crăciun în 2019 de la iubitul meu soț și vreau să spun că e o minune de robot, cel puțin mie îmi place. E adevărat că nu aș da banii pe unul mai scump decât ăsta. Ăsta a costat undeva la 200-300 ceva de genul, dar să dau banii pe Thermomix nu m-ar lăsa sufletelul că e 1000 de euro. E adevărat că e super bun. E, trebuie să fac o mică paranteză aici. E super bun pentru familii mici, gen ca noastră de 3 persoane, că dacă ne împreunăm mai mulți, nu mai merge treaba să faci mâncare, deserturi și așa mai departe la el. Are, de exemplu, când fac gogoși, limita este 500 de grame. Gândește-te să fii o familie de 6, nu-i se aturpă ăștia cu gogoșile. Ăsta ar fi minusul și la Thermomix și la moisor cuisin de la Lidl, că se face mâncare puțină și din experiența mea, vorbind și cu alte persoane, cu familii mai numeroase, problema e aceeași. Robotul e super bun, dar pentru familii micuțe, gen, cred că e conceput pentru persoanele care nu au timp să stea în bucătărie și sunt așa, gen, fie tineri, fie familii mici, dar pentru familii mari, numeroase, nu prea merge treaba. Acum aștept să spuneți voi în comentarii, nu știu, dacă aveți robotul ăsta sau robotul de genul, cum vă desfășurați cu el fiind familii mari, fiind familii numeroase. Știu că la Thermomix la un moment dat era și o variantă mai mare și mi se pare că și la Lidl, cu bolul ăla mai măricel și bineînțeles că eu nu m-a tentat ideea vândul pe ăsta, eu sunt de ajuns cu el, mă gândesc că poate varianta mai mare e mai bună pentru familii mai numeroase. Dar ăsta ar fi singurul minus dacă vorbim despre robotul de la Lidl în cazul meu, pentru că eu îl dețin pe ăsta, fac de toate în el, deci este, oh my god, minunat, v-am spus că fac o luat de gogo și fac mâncăruri la propriu, ce mai fac, gemuri, magiunuri, dulcețuri, de toate fac în el, până și la compot la un moment dat, poți să fierb și ouă, să fierb și paste, îți face și gălbenușuri și albușuri, dar aici o să revin că nu îl folosesc pentru asta. Eu în mare parte îl folosesc fie pentru super reci, să blenduiesc, fie să fac zahăr pudră, fie să fac gogoși, repet, checuri, fel și fel de rețete, nu mă iau după cărțulia lui, pur și simplu, ori caut pe net rețete, fie asemănătoare cu Thermomix-ul, fie de la el, fie pur și simplu îmi vin mie idei, hai să fac un cake și bag acolo toate ingredientele și, și îmi iese rețeta. De exemplu, rețeta de gogoș cu fac în robot, am tras vreo 3-4 rețete așa în gol, fără să-mi iasă nimica cu el, până i-am găsit cantitatea ideală pentru el și acum îmi ies niște gogoși de toată frumusețea. Deci din punctul ăsta de vedere și l-am pus pe primul loc,
pentru familia noastră robotul de bucătărie, ăsta de la Lidl în cazul nostru, e mană cerească. Îmi place de nu mai pot și pe lângă faptul că face multe chestii, economisesc și foarte mult spațiu când vine vorba de mașinării din astea mici pentru bucătărie, gen blender, eu știu, chestii de fier, că ăsta și fierbe și toate cele. Deci economisesc pe partea asta, lată. Investesc, că am investit într-un produs care a costat ceva, că nu e ieftin, să fim serioși, dar îmi fac o grămadă de treburi cu el și e bun pentru o grămadă de treburi și l-am spus din decembrie 2019 și merge stas, lună, nu am niciun fel de problemă, fel, nici cea mai mică problemă. Și acum trecem la următorul subiect. În ce a meritat să investim banii și a costat, să zicem așa, puțin mai mult. Într-o cafetieră Nespresso. Ne place foarte mult cafetierele astea, gen ca la restaurant, știi, ca la bar, că te duci și îți pui acolo cafea și îți faci Nespresso. Deci e ceva extraordinar cafetiera. Acum, ideea este că la un moment dat se va strica și vrem să o schimbăm și cu una care macină cafeaua, să luăm cafea boabe, să o macine direct. Ca asta nu umbră. Nu macină cafeaua, dar nu pot să spun că nu am făcut investiție bună, că e genială. A noastră e de la Cecotec, dacă nu mă înșel, cred că da. Și ce să vă spun, și-a meritat toți banii. O avem de un an fix și n-am avut nicio problemă cu ea. Noi am luat o variantă mai ieftinică, așa, dar nu se compară nici pe departe cu, de exemplu, tot ce înseamnă pastile de cafea. Băi, nu, n-ai. Pui acolo ce cafea îți place mai mult. De exemplu, nouă ne place una verde de la Lidl și Jacobs, scuzați-mă. Astea ne plac, ne mai place și Fortuna să băgăm la ea, Fortuna roșie, că și aia este tare bună. Dar, în general, cam tot ce înseamnă cafea merge acolo, măcinată. V-am spus că ideea cu cafea boabe ne tentează foarte mult, dar n-are rost până când nu terminăm cu asta să ne luăm alta. Am renunțat la pastiluțe, la capsule, pentru că, 1, contaminare, 2, cafeaua, practic, nu are nicio comparație cu asta și mă refer la gust, la savoare, la tot. Nu ai cum să compari nu știu, nu dau nume că nu mă pasionează și știu că multă lume are genul ăsta de cafetier. Am avut și eu cu pastile, înțelegeți? Eu am avut-o de la Delta, mi se pare. Iar, de exemplu, mătuși mea a avut-o, mi se pare că de la Dolce Gusto. Și mătuși mea acum are aceeași cafetieră ca și mine pentru că este extraordinară. Nu are comparație o cafea, să zic, proaspăt, făcută cu pastiluțele alea care stă cafeaua acolo de ceva vreme. E aceeași treabă ca la pachet, dar cel puțin din punctul meu de vedere și nu mai lungesc cu cafetiera, nu are comparație. Pastiluțele cu cafeaua proaspăt făcută, cu espresso în cazul nostru. Și să știți că tot mă uit în jos, că eu îmi fac liste, că altfel dacă ar fi, aș vorbi o tonă despre un produs, despre, de exemplu, un robot și mi-aș pierde lanțul amintirilor. Așa că ne uităm. Aspiratorul vertical sau manual sau cum îl numește fiecare, ăla fără cablu, l-am cumpărat, știți, în ianuarie și l-am luat de pe o pagină asiatică și vreau să vă spun că merge strună și viața mea s-a schimbat în totalitate. Înainte de asta, când stăteam în apartament, nu foloseam aspirator, aveam acasă un aspirator clasic cu fir pe care îl trăgeai, îl foloseam din joi în pașcă, nu mi-era la îndemână. Când m-am mutat aici, am început să folosesc aspiratorul mai mult pentru că stau la țară și am covoare și am căței și am pisici și vă dați seama că și la mine în casă e ca la nebuni, dar a trebuit să încep să folosesc aspiratorul zilnic și mi-era tare, tare greu să-l folosesc pe ăla cu fir, unul la mână și să trag combina aia după mine, că așa o numesc eu. Mi-a fost foarte greu și am luat decizia să-mi iau unul manual pentru că mi se părea în capul meu mult mai practic și mult mai ușor de folosit. Băi, și așa a fost, adică nu regret niciun moment că l-am adus în casă, n-are nimic asemănător cu clasicul și da, îmi place foarte mult. Cât despre aspiratorul ăsta meu, v-am spus că e unul de la chinezi, are o potență destul de mare și sugă, extrage tot din covoare, adică n-am nimic de spus despre el. E adevărat, la un moment dat se va strica și el, că ca toate să strică. Eu știu, când o muri ăsta, vedem noi ce e la modă atunci, ce e la modă, nu practică, nu se cumpără ce e la modă, se cumpără ce îmi place și ce e mai bun. Dumnezeule, îmi intră un
păr. În ochi, în altă ordine de idei, aspiratorul pe care l-am achiziționat în luna ianuarie pe pagina asiatică, nu vă pot spune brandul că scrie în chinez, deci habar nu am. O să vă las o imagine ceva pe aici despre el. E foarte bun și e foarte la îndemână și nu l-aș schimba pe nimic. Mă refer la modul ăsta de a aspira prin casă. E destul de comod, destul de rapid și eficient, așa că aspiratorul vertical fără fir îmi place de numai poți și trebuie să-l includ așa în favoritele astea pentru că mi se pare super awesome, cel puțin pe mine mă ajută foarte, foarte mult în ceea ce privește curățenia casei. Următoarea chestie despre care vreau să vorbesc și e super favorită și nu mă pot despărți de așa să spui Elena, hello, doar ai un mixer incorporat în robot, ce se întâmplă cu tine? Fraților, eu nu pot să trăiesc fără mixerul manual. Dumnezeule, trece un elicopter pe stradă, exact că vreau să vorbesc despre mixer. Am unul vechi de peste 12 ani, dacă nu mă înșel, eu continuu, ignorați elicopterul. Am un mixer manual de peste 12 ani, de la Ofesa, dacă nu mă înșel, și merge strună. Deci eu nu pot să fac chipuri, pandiși, panuri, tot ce înseamnă bătut de gălbenuș și incorporat de ingrediente mai apoi, eu nu pot cu altceva. Deși am robotul, v-am spus, nu folosesc mixerul, chiar și l-a făcut salata de vinete pentru a o amesteca acolo bine, nu știu, dacă vreau să fac icre, maioneze, folosesc mixerul ăsta. Chiar și când fac piure, să știți că eu în loc să folosesc chestia aia de pisat, pisez puțin cu furculița cartofi și după aia bag mixerul în ei, adaug unt, lapte ce mai adaug eu, deci după elicopter mai trec și vecin pe stradă. Deci eu nu pot vorbi liniște despre un mixer. Așa e când filmez cu ușa deschisă să ai luminozitate bună, se întâmplă evenimente pe stradă. Deci, până una alta să revenim la mixerul manual, pentru mine e sfânt. E mult mai ușor de curățat când vine vorba de lucrat cu el și mie la îndemână. Deci eu nu pot trăi fără mixerul manual. V-am spus că am unul super basic, super ieftin, că la momentul respectiv cred că m-a costat 15 euro, dacă mă înșel, nu cred că e mai scump de atât, a fost de fapt, și încă e cu mine și m-am spus că îl folosesc și la pireu, și la salate, și la, eu știu, pandișpanuri, checuri, tot ce înseamnă bătut de ouă. La mine mixerul manual este sfânt, așa că trebuie să intre și el în favorite și trebuie să vorbesc puțin și despre el pentru că nu se poate, fraților, fără el în viețișoara mea. Următoarea chestie despre care vreau să vă vorbesc și pentru noi cel puțin e super, super favorită, mai ales în bucătărie, este storcătorul de fructe și aici mă refer la storcătorul de citrice, Dumnezeule, deci nu putem trăi fără el, nu. Am avut și în anii trecuți, dar de data asta, anul trecut, prin decembrie, ceva de genul, am decis să investim într-unul corect, corespunzător. Mi se pare că e de la Iata, dacă nu mă înșel. Cred că da. A costat în jur la 40 de euro sau 45 și e mană cerească. Dumnezeule, zici că sunt un robot. Vreau să vă spun că ne-a salvat din multe, multe peripeții pentru că noi în fiecare an practic cumpăram un storcător de citrice. Pentru că și înainte să fim aici, beam foarte mult suc de portocale. Ei, când ne-am mutat aici și vă dați seama că avem Dita Livada cu pomi fructiferi, în special citrice, vă dați seama că aici este nebunie și a trebuit să investim într-unul bun și suntem tare, tare mulțumiți de ei. Singura chestie minus la storcătorul ăsta e că prinde așa, nu știu cum să vă spun, să zgâie. Cel puțin are un plastic unde se acumulează sucul, s-a zgâiat foarte, foarte urât și ăsta ar fi minusul lui, că nu mai, aspectuos nu mai arată ca înainte, aș prefera ceva din sticlă, dar până una alta aș face treaba așa asta destul de bine, are un motor destul de puternic, că aici ne interesa foarte mult problema, să fie puternic, să, de exemplu, când apeși pe portocală, mandarină, ciofia, să reziste, să nu moară motorul, că de obicei motorul murea. La toate storcătoarele din trecut murea motorul că apăsam prea tare pe ele, la ăsta merge strong și fără niciun fel de problemă, așa că storcătorul de fructe este iarăși un electrocasnic favorit, cel puțin în bucătăria noastră. Următoarea chestie despre care vreau să vorbesc și cred că este cea mai bună investiție pe care am făcut-o în bucătăria mea este robinetul electric. Ăla, robinetul instant de apă caldă. La noi problema stătea în felul următor. Noi avem apă caldă la robinetul din bucătărie doar vara că se încălzește o chestie pe casă. Un rezervor mare care se încălzește și e făcut special pentru treaba asta, să încălzească apa. E bine, iarna asta cel puțin a fost oribil, a înghețat până și conducta de apă care aduce la bucătărie și vreau seama că eu nu am putut doar cu ăla, că ăla era nimic pentru mine care îmi place să spăl cu apă fierbinte, să mă ardă la mâini. Așa că am zis, ok, eu vreau ceva.
Și treaba era că dacă trebuia să luăm de la încălzitorul de apă, trebuia să spargem faianță, să tragem un furtunaș pe acolo, multe chestii, multe năbădăi care implicau murdărie, mulți bani și multe schimbări. Și am zis eu, stai așa, că robinetul instant l-am cumpărat în ianuarie, dacă mai țineți minte, că am făcut și un video cu el. Și l-am luat de pe pagina asiatică, de unde am luat și aspiratorul, tot așa e no name, că l-am luat de acolo, nu e de la niciun brand anume, și vreau să spun că e minunat. Încălzește apa genial, funcționează perfect, fără niciun fel de problemă, nu curentează, adică nu dă curent, nu dă nimic, dă apă caldă și îmi spală vasele, bine, le spăl eu, dar dă apă caldă, ceea ce este important și ceea ce căutam eu, așa că robinetul electric pentru mine a fost cea mai bună investiție, repet, pentru că toată iarna a fost super bine cu apă, o apă caldă, și ce e mișto e că îți face apă caldă instant. Dacă ar fi să-i pun și lui ăsta un minus, ar fi că consumă foarte mult, adică foarte, foarte mult, dar gândiți-vă că el încălzește apa instant, apa vine din instalație și acolo într-o mică chestie de atâta încălzește apa instantaneu, așa că na, consumă mult, dar pentru că spăl eu vasele, nu cred că e ceva care să mă dea înapoi, nici măcar nu se cunoaște la factura de lumină că aș băga ăla în priză și aș spăla vasele, că hai să zici cu un 50 de cenți, un euro mai mult, poate, dar nimic deosebit, că nu stau toată ziua să fac curat în bucătărie, să spăl cu apă caldă și așa mai departe, decât pentru spăla vase. Așa că, da, îmi place foarte, foarte mult năbădea asta și mi se pare destul de utilă pentru acele zone în care vrem apă caldă și nu deținem țevii sau, nu știu, termosuri sau chestii de genul care să încălzească apa. Mi se pare o chestie foarte, foarte utilă. Și ultima chestie din favorite, ați văzut că n-am inclus electrodomesticile astea cu care suntem toți obișnuiți, dar vreau să vă vorbesc despre prăjitorul de pâine. Băi, suntem la nivelul ăla de două în casă. Pentru că ultima oară când am fost mulți așa, în vară când am luat casa, aveam unul și ne chinuiam și așteptam toți să se facă două felii de pâine, că atâta intra în ăla. Și am zis, ok, stop, s-a terminat. Așa că am mai luat unul pentru zilele în care suntem mulți, pentru că suntem mari iubitori de mic dejunuri din astea, cu pâine prăjită, cu gem, cu suc de portocale, puțin unt, deci adorăm genul ăsta de mic dejun și îl facem foarte mult vara, în vacanțele Alexei, în weekenduri, deci pentru noi prăjitorul de pâine era viața noastră, trebuia să avem unul și încă unul de rezervă când suntem mai mulți. Ăla aveam și la apartament, a fost o chestie din aia de care aveam nevoie practic și de care nu ne putem despărți, așa că am ajuns să avem două în casă, ca să vă dați seama la ce nivel de nebuneală suntem. Și acum să trecem, că am trecut așa rapid, ați văzut, prin chestiile pe care le ador când vine vorba de ajutor în casă, în bucătărie și așa mai departe. Vreau să vă vorbesc despre chestii pe care mi le doresc în viitor, chestii la care râvnesc oarecum. Prima și prima oară, friptoza sau fripteuza, cum se zice, fraților, corect? Eu o știam de friptoză. Acum, dacă greșesc, mă corectați voi în comentarii. Eu știam că se cheamă friptoză pe bază de aer. Deci râvnesc la o din aia ca o nebună. Ca o nebună. Și mama m-a văzut că-s disperată și a luat și ea una și mi-a luat și mie una. Așa că când o să vină mama până la mine următoarea dată, o să mi-o aducă. Da. Deci eu, de la începutul anului, o văd peste tot și mi se pare cea mai cool invenție posibilă și îmi doresc și eu una categorie, pentru că mie îmi plac foarte mult prăjelile. Nu știu cum să vă explic, dar nu prăjelile, stați să mă înțelegeți. Îmi place, de exemplu, cartofii prăjiți la nebunie, sunt în viața mea, și tot ce înseamnă așa mici chestii prăjite, de exemplu o crochetă prăjită, un nugget, un chestii de genul, știi? Mă nebunesc și vă dați seama că prăjit în ulei nu e tocmai ok și râvneam la o din asta și abia aștept să am în casă să mă bucur de ea și să văd cum se desfășoară, că sunt tare, tare curioasă dacă e cam aceeași treabă ca la cuptor sau dacă e ceva în plus. Un alt lucru pe care mi-l doresc foarte, foarte mult și sper ca vara asta să-l aduc în casă este un congelator. Și nu mă refer la o ladă, pentru că, din punctul meu de vedere, lada mi se pare că nu e organizată, ci mă refer la un congelator vertical. Am văzut la Carrefour, parcă unul la 300 de euro și mă tentează așa ideea. Și eu vreau strict să-l fac o cămară de congelate. Și la ce mă refer cu asta? Toate legumele din grădină care se pot congela, mie îmi trebuie să le bag la congelator. De exemplu, acum am un frigider destul de mare cu un congelator încăpător, fraților, dar eu nu mai am loc, pentru că am conopidă congelată, am bob congelat, mazăre congelată, tot ce se poate congela și profita în sezonul în care legumele respective
nu sunt în grădină, eu congelez. Până și ardei am de gând să congelez, până și ceapă tocată măruntă. Una e să iei, să pui acolo, să călești repede și alta e să nu ai ceapă, să o cumperi și așa mai departe. Deci, pentru mine e, să zic așa, ceva esențial congelatorul ăsta. Mă descurc momentan cu ce am, cumpăr carne mai puțină și nu congelez ca să congelez legumele, dar cu venirea verii cred că va trebui să investim într-o treabă din asta, că o văd necesară la casa omului, primordial pentru legume. Și ar mai fi o chestie pe care o să o comand zilele astea, un blender de mână. Și o zice, Elena, ai atâtea chestii, ai robotul ăla. Mie îmi trebuie un blender de mână și o să vă las poză de ce vreau. Am unul deja, numai că l-am scăpat pe jos și s-a crăpat și curge lichidul din el. Îl vreau esențial pentru a face mușdei de usturoi și pentru a face pastă de tomate. Pasta de tomate include, de exemplu, puțin usturoi, să zic așa, și puțin ulei de măsline și o întindem, pasta asta de tomate făcută la blenderul ăla, când plouă, mură Dumnezeule, pe felia de pâine prăjită. Ei bine, ăsta s-a spart și trebuie să achiziționez unul nou, că e viața noastră. E foarte util și foarte micuț, decât dai așa din sforicică și se blenduiește treaba acolo. Nu vreau ceva electric pentru că ocupă deja prea mult spațiu. Ia, ăsta e așa, mititel, pentru noi trei este perfect. Nu am nevoie de ceva mai mare, mi se pare ăsta destul de util și păsărelele, Dumnezeule. Și pentru ce avem noi nevoie, cred că ăsta este destul de ok. Și ne descurcăm, ne facem treaba cu el așa, mititel cum este. Așa că în cele ce urmează, zilele ce urmează o să comand unul. Și acum aș vrea să vă vorbesc puțin, tot așa, în mod rapid și despre alegeri pe care le-am făcut la bucătărie, că am mai avut întrebări de genul, de ce plită și nu aragaz? Și de ce nu aveți cuptor cu microunde și așa mai departe. Așa că o să vorbesc. De ce am ales plită la bucătărie și nu aragaz cu ochiuri? Am deja aragaz cu ochiuri, știu ce urgie e să stai să cureți și așa mai departe și mie nu mi se pare ideea asta de mâncarea făcută la aragaz, la gaz, are alt gust. La mine nu. Eu nu văd treaba asta și, repet, am în bucătăria de vară, care nu o să mai fie bucătărie de vară, că nu mai vreau bucătărie în viața mea, mi-ajunge cu asta pe care o am. Am aragaz pe ochiuri, am făcut mâncare și acolo, am făcut mâncare și la plită și mie mi se pare la fel, adică nu mi se pare că ar fi o diferență între gaz și plită. Așa că am ales plită din simplu motiv că se curăță foarte rapid și bucătăria în 2-3 mișcări e curată, pe când un aragaz cu ochiuri, cel puțin o dimineață întreagă stau, hai nu o dimineață, dar câteva ore bune stau să curăț ochiuri, să curăț gratiile alea, interior, exterior, deci e o adevărată nebunie cu, cel puțin cu fierătanile de curățat și mi se pare că se strânge foarte multă mizerie, mai ales pe gratiile care susțin oalele în general. Nu înțeleg de ce la dezimplită nu se întâmplă treaba asta, dar mi se pare că și oalele se murdăresc mai repede de la un astfel de aragaz, dar și aragazul în sine se murdărește mai repede și pentru mine era o muncă în plus treaba asta cu curățatul de aragaz și repet că nu mi se pare o diferență între a face mâncare la gaz și la plită. Așa că am ales plită și o zic pe Elena, nu se zgrie, bă, dacă o întreții cum trebuie și așa, nu. Și până la urmă este un electrocasnic care până la urmă o să moară cândva, că toate mor și trebuie schimbat, știi? Adică, ok, te ține o perioadă de timp, eu știu, 5-10 ani, dar după aia trebuie schimbat. Așa se întâmplă, dacă o menții și nu zgârși așa mai departe, păi merge, adică e uzată până la urmă, știi, și toate, și ăla de butelie se uzează la un moment dat și nu mai poate fi folosit, că nu se țin o viață. E cam aceeași treabă, dar din experiența mea, cu ambele, prefer plita și așa că în bucătărie am preferat să-mi pun plită în defavoarea aragazului clasic, cu ochiuri. Și când a fost să aleg între cuptor și cuptor cu microunde, știți că de ceva ani bun noi nu folosim cuptorul cu microunde pentru că nu am mai vrut și decât încălzeam lapte la el, că alte mâncăruri nu prea reîncălzeam sau nu mai foloseam și puțin câte puțin am eliminat din viața noastră și vă spuneam înainte să ne mutăm că nu o să ne cumpărăm cuptor cu microunde aici, că nu avem nevoie, așa că am optat pentru un cuptor, deși puteam să folosesc spațiul ăla pentru a păstra lucruri, dar eu gătesc foarte mult la cuptor, adică o zi da, una nu, eu fac chestii la cuptor, checuri, mâncăruri, tot, adică mie îmi place foarte mult mâncarea la cuptor și pentru mine
a fost o alegere foarte importantă și am zis, ok, irosesc un spațiu de acumulare, dar eu vreau cuptor în viața mea, adică nu știu cum să spun. Mai au fost discuții că da, că ce atâta cuptor, atâta cuptor am eu nevoie în viața mea, adică dacă nu am cuptor, nu am viață, știi? Așa că am făcut alegerea asta în a pune un cuptor, cuptor și nu un cuptor cu microunde sau niciuna dintre ele. Cuptorul a fost viață. Și tot așa, în alegerea asta de spațiu și așa, având o bucătărie mică și n-am simțit nevoia să o măresc pentru că muncă în plus pentru a face curățenie, am zis că mă limitez la treaba asta, dar a fost o problemă. Eu de când am avut în cap casă nouă și așa, am avut ideea că eu vreau mașină de spălat vase, pentru că eu urăsc să spăl vasele și soțul meu la fel. Și câteodată să strâng teancuri și teancuri de vase nespălate. Și am zis, ok, cum mă mut eu în bucătăria mea, vreau mașină de spălat vase. Și aici a fost dilema, problema. Ok, dar ce facem că nu avem loc? Bucătărie mai mare nu vroiam, din simplu motiv am spus că ai mai mult de muncă. Dar în același timp vroiam și spațiu de acumulare. Așa că dedesubtul chiuvetei, unde trebuia practic să vină mașina de spălat vase, am decis să nu pun mașina de spălat vase momentan. Eu încă mai am speranțe, dar nu știu dacă se va întâmpla. Prefer să spăl vase la mână și să am spațiul ăla de acumulare, pentru că este adevărat, fiind noi trei, să spală repejor vasele. Problema e când suntem mulți, că atunci e situația mai gravă. Dar așa, în mod normal, imediat spălăm văsuțele, bineînțeles, cine, cu al cui e rândul, Dumnezeule. Și am zis că ok, spațiul ăla lăsăm și nu punem mașină de spălat vase, dar era o chestie pe care mi-am dorit-o foarte mult și am renunțat oarecum la ea pentru a avea mai mult spațiu de acumulare în bucătărie. Și cam astea ar fi chestiile despre care vreau să vă vorbesc în clipul de astăzi, dar abia aștept și pe voi să vă citesc, pentru că cu siguranță și voi aveți electrocasnicele voastre favorite care vă scap așa de bucluc când vine vorba de curățenie, mâncare și așa mai departe, și de-abia aștept, Dumnezeule, și așa mai departe, și de-abia aștept în comentarii să vă citesc. Astea fiind spuse, eu vă doresc un weekend minunat, nu uitați că eu postez în fiecare zi pe Facebook, Instagram și TikTok, ne vedem și acolo. Până una alta, vă doresc, repet, un weekend minunat, o seară splendidă, ne vedem data viitoare aici pe YouTube, mai exact miercuri. Pa, pa!